Pepeni altoiți cu dovleac. Da, ați auzit bine. Câțiva dintre celebri agricultori experimentează o nouă metodă revoluționară de cultivare a lubeniței. Pentru pofticioși, din vara acestui an, în piețele din țara noastră vor apărea noi bostani. Procedeul de altoire este folosit încă din 2000 în mai multe țări din Europa. Dovleacul este o plantă mai viguroasă decât pepenele, mai rezistentă la bol și la factorii de stres, precum frigul și căldura extremă sau salinitatea crescută. Altoirea este foarte simplă. Se taie dovleacul în diagonală, la fel ca și firul de lubeniță în unchi de 45 de grade și se prind cu o clemă. Pepenii sunt mai rezistenți, se coc mai repede și sunt feriți de boli sau de unători. Cu siguranță anul acesta vom scoate 60 de tone la hectar. Este adevărat că investiția a fost una destul de mare, undeva la 100.000 de de lei, dar și producția va fi pe măsură. Prin noua metodă, faimoșii pepeni nu-și pierd gustul, ba din contră, sunt încă și mai dulci. Unul din principalele motive pentru care se încearcă acest tip de altoi este diminuarea riscului de a pierde producția. În Debuleni, în fiecare an, sunt cultivate peste 1000 de hectare de teren cu lubeniță. Comercianții estimează că prețul per kilogram anul acesta va fi de aproximativ 2 lei. Oamenii trebuie să înțeleagă că lubenița altoită pe tiugă este la fel de bună ca și cea normală. Este de fapt un procedeu care o ajută să se coacă mult mai repede și să fie ferită de absolut orice boală. Până la urmă, contează foarte mult că nu este tratată chimic și este crescută prima dată în Solarii, unde noi supraveghem toată tehnica.